Bine v-am găsit, vă spunem, din studioul Alfa Omega TV și săptămâna aceasta la ediția săptămânală a emisiunii Alfa Omega în obiectiv. Așa, un gând pe care l-am este că în ultima vreme lucrurile se precipită, sunt foarte multe organizații, persoane, creștini, lideri care simt că vremea se apropie și se grăbesc, se precipită să organizeze evenimente, să facă tot ce ține de ei pentru ca Evanghelia să fie auzită, pentru ca sufletele celor din apropiere, din proximitate, din familie, din vecinătate să fie câștigate pentru Hristos, pentru ca bisericile să intre în destin și în chemare. Acest lucru îl vedem umblând, circulând, reflectând ceea ce Domnul face în România și în întreaga lume și acest lucru vrem să le transmitem și dumneavoastră și o facem și noi conștienți că nu se știe câtă vreme mai putem să vorbim liber, putem să vă slujim așa cum o facem acum și mulțumim de la început celor care ne ajutați ca să putem să împlinim chemarea Domnului pentru noi, pentru viețile noastre în această vreme, atât timp cât se mai poate, prin media. În primul rând, un eveniment care va avea loc sâmbătă, unii vor vedea această emisiune în reluare, dar pentru cei care o vedeți joi în primă difuzare și vineri și sâmbătă, e o noutate, e o provocare, e o invitație, este vorba de Marșul Apărătorilor Credinței, care e la câteva ediție, are loc organizat de cei de la Profides din București, de Toni Berbece și de prietenii și partenerii lui. Are loc deja de câteva vreme în diverse locuri strategice din capitala țării. Anul acesta va porni din Piața Victoriei și va continua pe calea Victoriei până în Piața Constituției. O scurtă invitație de la Toni Berbece, care sper să vă provoace pe cei din București și din apropiere, care ați putea participa în data de 7 octombrie, de la ora 4, la acest eveniment. O putere neașteptată, doamnelor, domnilor, luptă față de neomarxiștii care nu pun preț pe familia tradițională. A noastră cetate, nu e pe pământ. Și e important că această mișcare spune că este abia începutul. Dragii mei, urmează un eveniment extraordinar de important pentru România, pentru creștinismul din România, dar mai ales pentru destinul nostru ca și națiune. Foarte multă lume m-a întrebat de ce este necesar un asemenea marș. Oare este o fală? Oare dorim să demonstrăm ceva? Oare dorim să ne lăudăm cu numărul nostru și doar atât? Nu. Dacă ne uităm în Scripturi, vom observa faptul că pentru o izbăvire națională trebuie o pocăință națională, o pocăință colectivă. Dacă ne uităm la poporul evreu, vedem că Dumnezeu îi cere în nenumărate rânduri să se adune în număr cât mai mare la Ierusalim, în capitala orașului, pentru a se ruga, pentru a mijloci pentru națiune, iar această mijlocire de fiecare dată genera îndurarea lui Dumnezeu peste națiune. Dumnezeu îi spune lui Ilie, iată că mai am 7000 de oameni în Israel care nu și-au plecat genunchii înaintea Baalilor. Așadar, Dumnezeu chiar ne numără și la un moment dat contează enorm de mult numărul celor buni din națiunea română. Anul trecut Dumnezeu ne-a surprins prin faptul că prin Duhul Sfânt a motivat cel puțin 10.000 de oameni să vină la Marșul Apărătorilor Credinței. A fost un succes spiritual răsunător. Am plâns de bucurie, am cântat pe străzi cele mai frumoase imnuri creștine. Oamenii erau pe margini, unii ne huiduiau, alții ne aplaudau, iar alții au intrat cu noi în rânduri. Am avut un mesaj puternic din Cuvântul lui Dumnezeu, un mesaj de trezire și conștientizare națională. Iar în cele din urmă am întins mâna spre Guvernul României și l-am binecuvântat. Anul acesta preconizez că vom fi peste 20.000 de oameni, chiar peste 30.000 de oameni, pentru că mulți ați regretat anul trecut că n-ați venit la acest marș, văzând lucrurile minunate care s-au întâmplat acolo. De data aceasta ne vom întâlni pe 7 octombrie la ora 16 în Piața Victoriei, în Alveola Mare. Eu cred că vom umple toată Piața Victoriei, ne vom vedea la Guvernul României, în fața Guvernului și din nou acolo vor fi alocuțiuni creștine, mesaje creștinești, rugăciuni pentru națiune și binecuvântarea Guvernului. Apoi o vom lua pe calea Victoriei, da, pe Bulevardul Victoriei,
și vom sfinți locul acesta știind că anul acesta, din păcate, aproximativ 15.000 de oameni au ieșit să sărbătorească păcatul și destrăbălarea. Ne vom opri în Piața Constituției, o piață gigantică, pentru prima dată în istoria Bucureștiului și a României, în Piața Constituției va fi lăudat Iisus Hristos. Vom binecuvânta România și de acolo. Vom plânge pentru păcatele națiunii noastre. Și de aici Dumnezeu va lucra cu îndurare. Uitați-vă la faptul că România are tot mai mare nevoie de izbăvire, de oameni corecți, de conducători cinstiți. La anul vor fi alegerile și cred că Dumnezeu va face ca prin adunarea noastră națională să curgă îndurare și să fie puși în fruntea acestei națiuni oameni temători de Dumnezeu și iubitori de semeni. Haideți să clădim destinele națiunii noastre pe Hristos. Merită să-L cinstești pe Hristos, merită să-L onorezi, merită să faci un sacrificiu și să vii la Marșul Apărătorilor Credinței, merită națiunea aceasta, merită sprijinul tău, dar trebuie iubită, trebuie păzită și ocrotită de rugăciunile noastre. Haideți să ne apropiem, să ne dăm mână cu mână, indiferent de eticheta religioasă și să fim în acest marș spre slava lui Hristos. Vă aștept cu drag! A fost Tony Berbece cu o invitație. Sper că, chiar dacă vedeți acest anunț după, la o zi, două, după când se va relua această emisiune de câteva ori, să măcar să vă rugați ca ceea ce ei cer, proclamă, se roagă acolo în București, din Piața Victoriei până în Piața Constituției, pe Calea Victoriei mergând, să se împlinească, să fie sfințit, să fie încă un jalon, încă un reper în lucrarea de trezire pe care Domnul o face în România. Așadar, 7 octombrie, ora 16, Marșul Apărătorilor Credinței în București, pornind din Piața Victoriei pe Calea Victoriei până în Piața Constituției, unde cred că se va încheia acest eveniment cu un mare concert. Acum noi venim proaspăt de la o conferință ținută în Brașov. O să vedeți în curând imagini de la sesiune, de la conferință și în știri și după aceea în emisiunea noastră de la seminarul acestei conferințe. O conferință care subgenere cu unicitatea în diversitate. Este o chemare la unitate lansată de bisericile creștine din Brașov pentru biserici din întreaga țară, din toate orașele. Am fost acolo cu acest gând, Domnul ne-a pus pe inimă să fim parte din acest moment unic, într-un oraș complicat, cu multe provocări, cu multe presiuni, cu multă dezbinare. De acolo Dumnezeu îngăduie, face posibil ca să vină peste întreaga țară, pentru întreaga țară. Și cred că și prin Alfa Omega această chemare la unitate creștină în vremurile care vin, pentru că vremurile sunt scurte. Parte din burduful nou pe care Domnul pregătește acum în acest sezon este și această realizare a unității pe toate dimensiunile, între creștini, între biserici, în comunități, în orașe, în întreaga țară. Pe final, bineînțeles, pe lângă știri și informații și date despre conferințe pe care le-am colectat și pe care le veți urmări în emisiunea noastră, în final am luat câteva păreri de la câțiva participanți și despre Alfa Omega TV. Iată-l, pentru mine a fost o surpriză, Cătălin Baciu, care din București a venit și a fost parte și el acolo din acest eveniment, și alți lideri din alte colțuri ale țării au venit și au participat din Târgu Mureș, din Timișoara. Câteva gânduri despre Alfa Omega cu ocazia acestei conferințe. Mă rog Domnului ca în sezonul ăsta, în lumea asta care trăim, care este într-o continuă schimbare, tot ce înseamnă platformele sociale, tot ce înseamnă consumarismul în rândul tinerilor, adolescenților, da, și e atât de mare nevoie de relevanță, e atât de mare nevoie de revelație, așa de mare nevoie de emisiuni sau lucruri care cu adevărat să ajungă și la ei, prin forme diferite. Ce observ așa în ultima vreme este că vă dreptați într-o direcție foarte faină. Deja sunteți interesat foarte mult în subiectele astea fierbinți din rândul tinerilor. Și pe lângă faptul că vă păstrați linia aia clasică, da, de tot ce înseamnă bazele unei creștinism, tot ce înseamnă venirea Domnului Iisus Hristos, tot ce înseamnă lucrurile importante, mari, majore, vreți să atingeți generația tânără și asta mă încântă foarte tare. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze și continuați să faceți cu excelență, că e mare nevoie.
Așa cum spunea Cătălin Baciu, care este lider și la Biserica 43, dar în special pentru lucrarea Teen Challenge, care se ocupă de cei cu probleme de dependențe, în Alfa Omega reușește și o face cu ajutorul Dumnezeu și ajutorul dumneavoastră să îmbine promovarea de valori, de lucruri fundamentale pentru viața de credință cu provocări noi, cum este așa această provocare a chemării la unitate pe care Domnul o face în această vreme în România. Încercăm să împlinim, să respectăm, să fim credincioși voii și chemării Domnului, să îmbinăm cele două lucruri. Deci observați și observați și Cătălin Baciu de la distanță din București că încercăm să promovăm valori noi ca Alfa Omega, nouă doctrină, nouă confesiune, dar în același timp să fim sensibili și la priorități noi pe care Domnul le are pentru România, cum este și această chemare a zilor de pe urmă pentru unitate de plină în trupul lui Hristos, pentru închinare, pentru vindecare, pentru eliberare. Și tot în final l-am mai cerut încă câțiva, pe toți pe care întrebam despre una alta, despre conferință, îi întrebam și despre Alfa Omega. Răzvan Stabile și Florin Șaidi și-au avut câteva gânduri pentru noi, vă lăsăm să le urmăriți. Îmi pare bine că am studiat arte și design în Timișoara și acolo am făcut cunoștință cu dumneavoastră. Eram cu, mi-aduc aminte, cu pastor Fănel, mergeam din Brașov, eu eram student acolo și mă ducea cu mașina la Arad, eu luam de la Arad trenul către Timișoara și acolo au fost momente în care am mers cu dânsul la emisiune și acolo a fost prima dată când am intrat în contact cu tot ce înseamnă media la nivel de televiziune și m-a fascinat și, repet, excelența cu care ați lucrat și lucrați și în mod special acum cum vă îmbunătățiți studioul, un studio chiar făcut cu excelență și mă bucură nivelul acesta de excelență în media în ce privește media creștină în România și nu numai atât. Vedem că media, chiar și media în România este divizată. Chiar media creștină. Sunt media care merge doar pe anumită direcție, care sunt poate biserici ale statului, susținute de stat și așa mai departe. Dar Alfa Omega, ce îmi place mie la Alfa Omega este că ia toată Evanghelia completă și o prezintă într-un mod complet. Oamenii nu sunt chemați doar să fie salvați, oamenii sunt chemați să fie liberați, oamenii sunt chemați să fie vindecați, oamenii sunt chemați să fie restaurați din punct de vedere fizic și emoțional și spiritual. Și asta mă bucură că aceste două ingrediente, a face lucrurile cu excelență și Cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia completă, sunt împinate împreună în Alfa Omega. Alfa Omega este o lucrare care a venit ca o lucrare de pionierat în România, de influență prin media. Și între multele lucrări și multele emisiuni care le difuzează Alfa și Omega, aș vrea să subliniez despre calea, adevărul și viața de joi seara. Acolo unde există așa de multă învățătură, binecuvântare, așa mulți oameni ai lui Dumnezeu care pot să slujească și au o platformă de unde să binecuvinteze această țară. Și cred că Alfa Omega au rolul lor bine definit de pionieri în a fi o influență în zona aceasta media în România. Au fost doi participanți, doi dintre liderii bisericilor din Biserica Punctul Zero, una dintre organizatoare, doi dintre liderii acestei biserici, care în final, după ce ne-au spus câte ceva despre această chemare la unitate, ne-au spus și despre Alfa Omega. Și ne-au provocat și pe dimensiunea excelenței, a lucrului făcut cu credincioșie ca pentru Domnul, ceea ce încercăm să facem aici în Alfa Omega TV, dar și despre slujire. Spunea Florin Șaite și că apreciază mult emisiunile de slujire, de rugăciune, care le facem joi, joia seara când avem emisiuni în direct sau prin alte emisiuni sau alte resurse pe care le avem de dispoziție, pentru că despre aceasta vreau să vorbesc în continuare. Este tot mai intensă preocuparea în România, nu numai uitându-se la Alfa Omega unii, dar în general preocuparea tot mai intensă pentru slujirea aceasta și învățătură și încurajare și determinare și deschidere biblică către slujirea de vindecare, eliberare, restaurare. Așa zicem noi aici la Alfa Omega TV. Iată că și mulți din întreaga țară
percutează, rezonează cu această chemare și această lucrare devine una din lucrările importante pentru zilele de pe urmă pe care le trăim acum. Lucrare de vindecare, restaurare, eliberare, atât ca slujire directă, cât și ca echipare, ca resurse. E o preocupare a multora, atât mai multora, și ne bucurăm că și noi, prin resurse pe care le avem, suntem parte din aceasta. O să vă prezint câteva resurse am aici pe masă. Dar e un eveniment, printre multe altele, la Cluj-Napoca, Revival România. Este un invitat mai deosebit, Daniel Adams. La început afișul, zice, eu vorbesc, este afișul, dar este și o invitație a unei dintre organizatori, un român plecat departe în Anglia, Lucian Barna, care ne spune în câteva minute câte ceva despre această conferință găzduită în 10 și 11 octombrie în Cluj-Napoca. Sunt peste măsură de încântat de lucrurile extraordinar de frumoase pe care Dumnezeu le face în România prin oameni minunați, prin români plini de Duhul lui Dumnezeu. Unul din evenimentele care va aduce un mare impact în țara noastră va fi evenimentul de pe data de 10 și 11 octombrie cu Daniel Adams în Cluj-Napoca. El este un slujitor predat Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt eliberează oameni opresați de diavol. Vino și tu pe data de 10 și 11 octombrie ca să experimentezi dragostea Domnului Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt ca pe vremea marilor treziri, pentru că cu siguranță vom vedea oameni care vor fi transformați, radical schimbați și se vor întâlni cu harul Domnului Iisus Hristos prin libertatea care li este adusă, prin ungerea pe care acest om al lui Dumnezeu o car. Locurile sunt limitate, de aceea asigură-te că vii și tu la această trezire care va schimba destinul veșnic a sute de persoane, știind că Domnul Iisus Hristos va fi glorificat în noi și prin noi la acest eveniment. România va fi salvată, pentru că aceasta este voia Dumnezeului nostru. A fost Lucian Barna cu o invitație, o provocare pentru voi. Căutați pe site-ul care o să vă apare imediat pe ecran informații date ca să puteți să fiți parte la acest eveniment în sala Wonderland, din o sală mai specială din Cluj-Napoca. Vor fi mulți lideri anunțați acolo, sală spațioasă, generoasă, unde invitatul principal, Daniel Adams, va vorbi echipare, bineînțeles, dar și slujire directă în zona de vindecare și de eliberare. Avem și o invitație primită de la Daniel Adams, pe care o înserăm aici, în această parte a emisiunii, ca o invitație cu totul special la acest eveniment. Romania, I'm gonna see you guys very, very soon. I'll be coming out to you on October 10th and the 11th. I'm coming to Cluj, Romania. Many of you are going to be coming out, so this can only mean one thing, that Jesus Christ is going to show up in an amazing way. People are going to be saved, healed, delivered. Amazing miracles are going to take place. We do know that Romania shall be saved. For more details, guys, go to www.thesupernaturallife.org, and I will see you soon. A fost Daniel Adams cu o invitație, vă spunea și el site-ul la care să vă uitați pentru evenimente, pentru informații despre eveniment, puteți să faceți acest lucru. Mai adaug eu parte de închinare la aceste două serii de 10 și de 11 octombrie, va fi susținută de echipa Cristocentric, iată, care este invitată peste tot, am întâlnit-o și la Brașov, e invitată în diverse locuri, pentru că este o ungere deosebită care trebuie să o recunoaștem și mai ales să o simțim în slujirea de închinare pe care cei de la Cristocentric o facem. Mi-aduc aminte și să vorbesc despre asta. La o anumită conferință, un profet al Domnului recunoscut, vă spun și numele lui Chuck Pierce, a spus: Cristocentricul poartă o ungere a trezirii în România și unde merge el, această dimensiune este adusă și este implementată. Mă bucur pentru aceasta. Promit că o să revenim cu aceste informații. Acum însă, pentru că am vorbit de vindecare și eliberare, am câteva cărți. Cineva la o conferință mă întreba să-i recomand câteva cărți. Aveam o mică masă acolo deschisă cu cărți. Să recomand câteva cărți de vindecare, eliberare, și atunci jumătatea asta de masă este de vindecare, eliberare, de rugăciune, de profetic. Vă spun, aceasta este un domeniu al nostru pe care mă bucur că îl acoperim și acum, iată, oferim hrană celor care doresc să fie echipați. În primul rând, pentru cei care se roage pentru națiune, avem o carte mai deosebită, Postul lui Iisus, de Lou Engle, recunoscut pentru rugăciunea lui la nivel de comunități, de națiuni.
vă îndemn să o luați, este, subtitlul este Chemarea națiunilor la trezire spirituală. Este și un moment al chemării României la trezire spirituală și prin eventul de care v-am zis, Marșul Apărătorului Credinței, dar prin tot ce Dumnezeu face pe toate părțile, pe toate palierele. Și acum despre vindecare și eliberare, foarte pe scurt, Autoeliberare, o carte a lui Schneider. Cei care doresc să se slujească singuri, e și acest lucru posibil. Eliberare, curățirea locuinței de influențe demonice, eliberarea captivilor, o carte foarte grea, foarte complicată, dar foarte complexă, poate cea mai completă și complexă carte de vindecare și eliberare pe care noi o avem. O carte Fi liber, un adevărat manual, o țin în mână separat, un adevărat manual de vindecare, eliberare, îi și spune în titlu, un manual de pregătire pentru eliberare, de eliberare și de autoeliberare, un manual folosit de foarte multe biserici, pentru care pagini didactice scrise. E important să o aveți și dumneavoastră, în, indiferent ce culoare confesională aveți, dacă până acum ați crezut sau nu în vindecare, în eliberare, iată o carte care cred că vă va deschide ochii, o carte mai de început, creștine eliberează și noi creștini avem nevoie de slujire în vindecare și eliberare, nu numai noi să slujim pe alții. O problemă mai veche, fii vindecat și rămâi vindecat, de multe ori primim eliberare, dar nu știm cum să rămânem în ea. Și pentru că am vorbit de Brașov, iată două cărți din Brașov, le promovăm din când în când. Corneliu Pop slujește în Brașov de câteva decenii. Din experiențele lui de vindecare, eliberare sunt cuprinse în aceste două volume pe care ne bucurăm să le promovăm. Și tot în zona aceasta sunt vreo 5-6 cărți de Marjorie Recol, am două în mână, despre pofte, mecanismul poftelor, cum anume de la pofte se ajunge la păcat, care e mecanismul spiritual, mental al acestora și despre diagnosticarea arborului genealogic. Și multe alte resurse. Intrați pe site-ul nostru și vedeți multe resurse despre vindecare și eliberare și încercați să vă echipați, să vedeți că este biblică slujirea aceasta în vindecare, eliberare. Cred că în vremea de până Dumnezeu vrea ca trupul lui să zboare, să fie liber, să fie descătușat, să poată să slujească și să fie agent al extinderii împărăției. Și acum, în final, pentru că apar foarte multe biserici, foarte multe mișcări, noi doar semnalăm apariția sau înființarea oficială a unei biserici într-o... Acum, la început de octombrie, se înființează, dar vor funcționa și după aceea. E bine, chiar dacă nu puteți participa la mica lor acțiune de început, puteți să intrați pe site și să vedeți ce fac și după aceea un scurt spot în care ei își prezintă această lucrare. Așadar, în București și în multe alte țări, credincioșii caută forme noi de expresie și ne bucurăm că unii dintre acestea sunt în jurul familiilor, a nucleelor, a grupelor de casă, să fie, cum să zic, să fie cât mai târziu momentul când asta va fi principala formă de acțiune. Deocamdată ne bucurăm că putem să fim parte din biserici, din megabiserici, să mergem la slujbe, dar vine poate vremea când, în momente de restricție, restricție de rezumarea și de reducerea libertății religioase, noi să trebuiască să ne focalizăm, să ne concentrăm pe slujire în grupe de casă, în cercuri mici, în familii chiar. Și iată că Intro Home, pentru această biserică, este ceva care ne atenționează, asta Domnul ne atenționează că vine vremea să fim pregătiți și pentru acest gen de slujire. Cu aceasta vă las pe mâini bune, cam atât pentru astăzi, rugați-vă pentru că e un sezon intens, Dumnezeu pregătește lucruri mari și ne pregătește și pe noi ca să fim burdufuri noi pentru vremurile care vin, să rezistăm la lucruri noi pe care nu le știm, nu le anticipăm decât așa puțin pe aici pe acolo, dar lucruri noi pe care Dumnezeu le are de pregătit pentru noi. Și unul din acestea este, că am vorbit mai mult în această emisiune, aceea rugăciune pentru țară, pentru unitate și mai ales slujire în vindecare și eliberare și pregătirea miresei pentru întâlnirea cu mirele. Mulțumesc că faci și din Alfa Omega, mulțumim Domnului pentru că face din Alfa Omega un agent al slujirii, un agent al unității în aceste vremuri și un agent de extindere a împărăției. Și mulțumim că sunteți parte din această lucrare și dumneavoastră care ne sprijiniți și vă rugați pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Fă o investiție înțeleaptă.
investește în Împărăția lui Dumnezeu. Pune-o sămânța credinței în lucrarea Alfa Omega.